Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul de astăzi este domnul Lucian Cupu, liderul sindicat Nitra Monia Rompiro. Bun venit în studio. Bun, bine v-am regăsit. Din nefericire nu venim cu vești foarte bune. L-am invitat pe domnul Cupu pentru a lămuri oarecum situația muncitorilor de la Nitroporos, o situație care de câteva săptămâni se află într-o tulburare continuă. Care mai e situația acum, domnule Cupu? Deci, momentan, orice mișcare, chiar și fie și spontană, a fost oprită în momentul în care s-au făcut niște plăți. Vorbim de plăți făcute undeva în 2-3 iunie, în urma acelor proteste pe care le-am avut, știți, colegi care s-au blocat în turnul de granulare. Exista promisiunea ca în 10 zile să vină o altă tranșă de bani, 10 zile care ar fi zilele acestea. O stare de tensiune pe platformă există în momentul la care vorbim și dacă cumva nu vom avea niște vești care să liniștească oarecum apele, probabil că săptămâna viitoare ele vor izbucni din nou. Înțeles. Bun. Haideți să facem un scurt istoric. Ce a generat acel protest din turnul de granulare? Care a fost inedit, nu știu, s-a mai întâmplat un asemenea protest la Nitra Monia ca un grup de muncitori să se baricadeze într-un turn? Nu, ceva? Deci ceea ce la Nitra Monia mai fost, a fost acea greva foamei câteva zile la poarta combinatului, iar acest lucru a fost ceva inedit. Dacă vă mai aduceți aminte, undeva prin anii 2005 a mai fost un protest inedit cu pâine. Când tot așa nu s-au dat salarii, sindicatul a venit și la poarta fabricii a dat câte o pâine simbolic în momentul în care statul prin avas nu plătea salariile în acel moment. Toate aceste mișcări au fost pe fondul neplății salariilor. Și dacă vreți să facem un scurt istoric aici, trebuie să facem un pic referire și de faptul că dacă suntem într-o astfel de situație, suntem datorită faptului că liberalizarea prețului gazului metan a dus la un preț care toate combinatele e greu să-l poată suporta. Prețul gazului ne scoate de pe piață. Este o diferență în toată Uniunea Europeană și liberalizarea, în noi, părerea mea, că n-a fost înțeleasă cum trebuie, pentru că liberalizarea și acel calendar făcea referire în Uniunea Europeană la acei consumatori casnici, nu la cei non-casnici, astfel încât s-au crescut prețul foarte mult și la cei non-casnici. Fapt care a dus la închiderea de combinate și discutăm de Piatra Neamț, de Bacău, de Făgăraș, iar la momentul la care discutăm sunt doar două combinate care funcționează, cel de la Turnu Măgurele și de la Slobozie. Între timp... Bun, atunci acest protest a fost făcut împotriva guvernului României sau împotriva patronului fabricii? Nu, a făcut... Așa cum îmi spuneți dumneavoastră că vorbim de liberalizarea gazului, vorbim de... Astea, practic, aia ar fi cauza. Oamenii sigur protestează împotriva unei cauze, nu? Sigur, nu. Deci cauza în care... Cauza care a dus societatea într-o situație să nu își poate să-și plătească salariile a fost aceasta. Bineînțeles că omul a venit la servici, omul a muncit și e normal, indiferent dacă fabrica a produs sau nu, să fie plătit. Din acest punct de vedere, acest protest a fost în vederea recuperării salariilor restante și vă reamintesc că la momentul izbucnirii acelor proteste aveam salariați care au fost concediați anul trecut în vară și nu-și primiseră banii la plecare. Nu vorbim de cele trei plăți compensatorii, vorbeam de o categorie de salariați care au rămas tot timpul în fabrică și care erau plătiți cu salariile undeva la luna ianuarie și mai aveam o categorie de salariați care au fost reangajați în luna martie și care își primiseră banii pe o lună și protestul era deja undeva, cum v-am spus, banii s-au dat în 2 iunie, la finele lui mai, când urma o altă plată a unei alte luni. Astfel încât nemulțumirile erau în creștere, oamenii, dacă vă aduceți aminte, în perioada aceea fabrica lucra, se livra și banii nu veneau. Vreau să vă spun că am avut discuții interminabile cu conducerea societății care până în limita competențelor a încercat să facă cât a putut, dar era evident că banii trebuie să vină din altă parte, pentru că cel care comercializa produsele era în baza unui contract de procesare o altă persoană fizică, trebuiau să vină banii de acolo, s-au făcut aceste demersuri, într-un final, președintele grupului Interagro, cea cu care societatea are un contract de procesare gazelor naturale, s-a deplasat în societate și a promis la momentul respectiv că va da banii în două tranșe, o tranșă care trebuia să vină mai repede și a venit în 2 iunie și la 10 zile de la acea plată să vină o altă tranșă. Lucrurile s-au terminat. Da. A venit Nicolae. A promis, s-a ținut de cuvânt o primă... S-a ținut parțial, că a dat banii, dar nu la data la care s-a angajat. Adică se dăduse în interval de câteva zile și a fost la o săptămână după această plată.
plata aceasta rezolvă problemele la nitroporos? Nu, deci această plată, dacă stăm și a rezolva parțial o plată a salariaților, nu a problemei nitroporos. De aceea vă spun că dacă vreți să dorim problema la nitroporos, eu cred că miercuri, într-o ședință de guvern, când a fost aprobată o ordonanță de guvern în ceea ce privește impozitarea gazelor naturale, asta l-ar putea să-l ajute sau să ajute toată această industrie chimică. Și vă pot spune că în ședința de guvern din 11 iunie a fost adoptată o ordonanță de urgență privind completarea legii energiei electrice și a gazelor naturale numărul 123/2012. Guvernul a adoptat acest act normativ, iar din avize reiese că această ordonanță face referire la modificarea anexei din ordonanța Guvernului 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. Adică, altfel spus, știți că a fost o hotărâre de guvern în care producătorii, cei doi mari producători de gaze naturale din România, Petromul și Romgazul, pot să vândă gaz sub formă de energie. Deci, pentru acei care nu consumă gazul la ardere, ci în producție și este materie primă, l-au transformat în energie și prețul de la care putea să vândă era de 72 de lei megavatul. Cei doi mari producători, având în vedere că au contracte și puteau vinde foarte bine la 90, n-au dorit să coboare acest preț, spunând că dacă piața le permite, vând la prețul acesta. Astfel încât guvernul, prin această hotărâre de guvern, a dorit să impoziteze orice venit suplimentar peste acest 72%, astfel încât chiar dacă aceste două entități creează profituri uriașe, să nu plece pe cazul Petromului în altă parte și să se ajungă la bugetul consolidat. O astfel de măsură poate să ducă pe modelul listării la bursa curentului electric anul trecut la o scădere a prețului, ceea ce ar repune industria chimică și a îngrășămintelor într-o poziție în care să poată funcționa. Am înțeles. Spuneți-mi, dacă aveți cunoștință, care este numărul angajaților Interagro la nivel național? Nu cunosc Interagro. Interagro este o societate care are un contract de procesare. Vă pot spune prin combinate că sunt la Turnu Măgurele și Slobozia în jur de 1000, în jur de 400 la Făgăraș, în jur de vreo 500, dacă nu aș vrea să greșesc, pe la Victoria, la vreo 700 la Piatra Neamț, la Bacău, unde sunt, am înțeles că este o concediere colectivă, dar sunt câteva sute și acolo, dar nu știu dacă este important neapărat 4-5 mii, stați să vă spun de ce. Pe orizontală sunt mult mai mulți. Să spunem că sunt 4-5 mii, da? Da. 4-5 mii. Credeți că există un interes la nivel național ca acești 4-5 mii de oameni, 6 mii sau cât ziceți dumneavoastră, sau poate 10 mii cât se adună, să nu mai funcționeze această parte a industriei, mă refer la industria chimică, să nu mai funcționeze, să nu mai fie producție chimică în România? Eu vreau să vă spun că de-a lungul timpului am fost... Ce simțiți? Asta sunteți lideri sindicali. Sigur, ce eu simți? Vreau să vă spun că de-a lungul timpului am fost la foarte multe întâlniri unde s-au discutat diverse probleme ale celor din îngrășăminte. Vă pot spune că într-un studiu nu făcut de noi, de către sindicate și nici de cei din îngrășăminte, pe orizontale sunt aproximativ 40-50 de mii de locuri de muncă dacă aceste combinate se închid. Și aici vorbim de la furnizorii de materii prime, vorbim de la furnizorii de piese de schimb, de la cei de la gaze. Și eu cred totuși că e exagerat. Acești furnizori de care spuneți dumneavoastră nu trăiesc numai din furnizarea de materie primă pentru combinatul chimic nitramonia sau probabil absolut, ei au și alți beneficiari. Sigur, dar vă dați seama că de cele... Câteva combinate chimice îți consumă 20% din consumul intern de gaze naturale, totuși ai o problemă. Sigur, e un pion important pe piața economică a României, fără discuție. Și gândiți-vă că iarna, hai să spun că România are consumatori, dar pe timp de vară România are contracte, indiferent că consumă sau nu. Primesc gaze și trebuie să le primească, iar de deseori s-a discutat că în contextul în care nu sunt consumatori, sistemul de distribuție este afectat pentru că presiunea crește și depozitarea s-a făcut anul trecut, probabil că urmează, dar nu vor avea ce să facă cu gazele. Bun, nu cred că asta este o problemă, dar problema care ar trebui să ne intereseze pe toți este că totuși industria îngrășămintelor este o subramură a agriculturii. O agricultură care în ultimii 2-3 ani a adus sume importante PIB-ului național. Dacă stăm și ne uităm și ne comparăm din acest punct de vedere, vom vedea că în Uniunea Europeană suntem pe ultimul loc ca stat la cantitatea de substanță activă pe hectar. Deci din acest punct de vedere e clar că suntem pe ultimul loc. Dacă stăm și privim un pic lucrurile altfel, stăm și vedem că specialiștii ne spun că în viitor vom avea două mari crize, a apei și a hranei.
Iar România este una din țări care, din țările care are potențial să investească în aceste două direcții. Cred că ne gândim prea departe. Nu, eu am vrut să vă răspund dumneavoastră vis-a-vis că ar trebui să existe un interes față de această industrie și față de acești oameni și eu vă spun că din punctul meu de vedere, indiferent de guvern, ar trebui să se gândească dacă un om sau doi sau trei sunt în dificultate, nu o astfel de ramă. Că s-ar putea, cum spuneați și dumneavoastră, să fie mult exagerat un 40-50 dar poate un 30.000 tot există. Pe mine, știți, mă intrigă un fapt și anume că 400 de oamenii muncii de aici din Făgăraș suferă în acest moment. Suferă mai mulți că sunt și familiile lor, vă dați seama. Și familiile lor, dar direct, vorbim de cei 400 care sunt acum la Nitroporos sau în jur de 400 cât sunt acolo. Și nu știu, se trece așa foarte ușor peste acest lucru. Mi se pare mie că, da, a fost un protest, a venit Nicolae, le-a promis niște bani, le dă niște bani, peste două luni de zile iarăși ei vor face protest, iar vine Nicolae, iar le dă bani. Nu știu dacă asta e rezolvat. Nu, cu certitudine nu este rezolvarea aceasta, dar vă dați seama adică că... Eu mă gândesc că lucrurile trebuie să fie mult mai altfel pus la punct. Din nefericire nu putem... ar fi fost frumos să fie și managerul aici lângă dumneavoastră, dar nu putem, mai greu ajunge într-o emisiune domnul manager de la Nitroporos, dar ar trebui să gândim lucrurile mult mai amplu. Domnule, bun, vine Nicolae, scoate banii din buzunarul dânsului, dă, plătește și atât, și ce facem? Și peste o lună de zile pățim același lucru. Hai să gândim un pic, să vedem ce producem, unde vindem, când încasăm, cum ne plătim furnizorii de materii prime. Adică un cerc aici care trebuie cumva gândit. Aveți foarte mare dreptate din acest punct. Eu aș vedea un pic și altfel lucrurile. Asta este într-adevăr o problemă și ar trebui un manager într-adevăr să o gândească și să o și pună în aplicare, dar eu vă spun că avem și o problemă în zona cu locurile de muncă. Eu cred că în contextul în care ar fi fost alternative în Făgăraș, într-o societate în care omul vine și muncește și muncește cinstit și corect. Vorbim de acel om care vine zilnic la serviciu și vede de treabă să nu fie plătit, dacă avea o alternativă pleca. Și atunci era o sancțiune destul de drastică pentru acești angajatori care procedează de modul acesta. Din păcate, pentru noi, în 2011, codul muncii a fost tăiat, să nu spun altfel, abrupt. Astfel încât noile prevederi lasă aproape pe angajați, în fața angajatorilor cu mâinile goale. Am avut o discuție la nivel guvernamental și la un moment dat chiar ministrul dialogului social a fost prezent la Brașov și am avut 4 ore de discuții în care am adus la cunoștință faptul că dacă astăzi se întâmplă astfel de lucruri și astăzi e la Nitroporos, mâine a fost la Bacău sau și se întâmplă și în alte părți, se întâmplă datorită faptului că legislația o permite și că nu sunt sancțiuni pentru acest lucru. În acel moment mi s-a spus, domnul Cupu, dar bun, trebuie să și recunoașteți că nu toți angajatorii și toți patronii fac lucrul acesta. Și am spus, domnule, trebuie să recunosc că aveți dreptate, dar cred că aceia de bună credință n-au nimic împotriva dacă legislația pentru cei de rea credință prevede sancțiuni. Din acest punct de vedere vă pot spune că Federația din Chimie, din care noi facem parte, ieri a avut întâlniri la guvern, iar ni s-a promis că până cel târziu septembrie o parte din modificările propuse de către sindicate la legea 62, care a înlocuit codul muncii, legea 130 a contractelor colective de muncă și așa mai departe, va fi modificată. Deci, un prim pas ar trebui să fie în acest sens, după care să vedem ceea ce, într-adevăr, spuneți și bine a spus dumneavoastră, să vedem din punct de vedere managerial ce putem face. Și în al treilea rând eu spun că totuși, împreună noi, sindicate, patronate, societate civilă, primărie, să vedem să construim în timp și o alternativă în Făgăraș, pentru că de ani de zile vedem Brașov începe să se miște, Sibiu s-a mișcat, noi, Victoria, noi în județul Brașov, că în țară mai sunt și alte astfel de orașe, nu o alternativă și ar trebui încet, încet să gândim, să o construim. Vă pot spune că am avut o discuție tot la nivel de ministru și cu prefectul județului, în care în maxim 2 săptămâni va fi o întâlnire la prefectură în care se dorește să discute pe anumite zone, puncte tari, puncte slabe, unde să se facă un material în urma acestor cu mai multe instituții și ale statului, cu reprezentanții comunităților locale, cu patronat cu, și așa mai departe, astfel încât să se înainteze un material cu puncte slabe, cu puncte tari, să găsim o strategie, să încercăm să găsim o astfel de alternativă în oraș. Eu cred că este un început, nu spun că poate este benefic, dar v-am spus, noi în acest moment ar trebui, în opinia mea, în 3 direcții să ne axăm. V-am spus legislativ odată, a doua, acea strategie la
nivel de management, și a treia să încercăm să și găsim o strategie, să facem o strategie pe viitor de a crea o alternativă la acest combinat. Nu știu cât timp va mai putea funcționa sau să dea Dumnezeu să meargă înainte, dar e evident pentru noi, pentru generațiile care vin, că trebuie construită o alternativă pentru Făgăraș. În 1990, combinatul chimic avea în jur de 10.000 de angajați. Tempora și era numărul 1, nu? Da. În aceeași perioadă, combinatul Viromet Victoria avea în jur de 3.000, greșesc? Așa avea, 3-4.000. În acest moment, platforma chimică Făgăraș are în jur de 400 de angajați, iar Virometul în jur de 1.000. Aici... Care este diferența între Viromet și Nitroporos sau platforma, nu zic Nitroporos, pentru că Nitroporos e o societate înființată în urmă cu 2-3 ani, nu știu câți bani. Nu contează. Care este diferența între Viromet Victoria, platforma chimică Victoria și platforma chimică Făgăraș, de platforma chimică Victoria s-a dovedit a fi un proiect de succes, în sensul că acolo, de bine de rău, merge, știu că și oamenii aia se târie, știu că au și ei greutățile lor, dar totuși reușesc să țină un oraș în viață. Bun, dacă îmi permiteți, aici trebuie să ne întoarcem un pic în timp și să vedem și fără să... Având același patron. Da, dar patronul, dacă stați și vă gândiți, a venit undeva în 2003 și a găsit societatea Viromet într-un moment destul de bun, spun eu. Dar eu aș vrea să mă duc un pic în spate și să vedem că un factor determinant a avut în evoluția societății Nitramonie la acel moment factorul politic. Și stăm și ne gândim că la un moment dat, mai pregnant la Făgăraș decât la Victoria, factorul politic și-a făcut simțită prezența din plin, prin desele echipe manageriale care au fost numite acolo, deseori nu pe competență, pe alte criterii, și mi-aduc aminte de anii 90. Vă referiți de platforma chimică Făgăraș. Făgăraș, da. Și de asta spun că poate din acest punct de vedere la Victoria nu s-au întâmplat lucrurile astea, și mi-aduc aminte momente când erau echipe de manageri care în spate aveau frați deputați sau aveau alții, nu se plătea gazul metan, nu se plătea, că dăm un telefon, dăm un fir și gazul vine, știți? În acel moment s-au dus și s-au strâns fel de datorii, după care s-au schimbat guvernările și au avut alt fel de directori care, dacă ne aducem și stăm bine aminte, au trăit numai clipa să fie director, să stea într-un anumit birou, să aibă acces la hotel și așa mai departe. Sunt arhicunoscute multe evenimente de genul acesta, cum directori au plecat în Germania, dacă doriți, la Dynamit Nobel acolo, și au stat o lună în Germania să vină cu tehnologie și așa mai departe, iar din informații ulterior ni s-a comunicat că dacă cunoaștem cât au stat la Dynamit Nobel, și ni s-a spus că au stat un sfert de oră, cât au băut o cafea și și-au semnat delegația. Adică dacă stăm și ne gândim factorul politic și vorbim tot spectrul, că din 90 s-au perindat ca mulți pe la guvernare, politic, oamenii care au fost... cel uman, domnul. Păi nu, n-am terminat. De aceea vă spun că au fost unii puși. Indiferent pe cine ar fi fost numiți aici, dacă acești oameni erau oameni de fabrică măcar, ar fi ținut la această fabrică și n-am fi ajuns în situația asta. Acest combinat dintre Amonia, la ceea ce a avut el la momentele respective, nu avea voie să ajungă într-o astfel de situație. După care n-ar rost să intrăm în diverse trădări. Că dacă doriți, putem spune foarte multe. Eu mi-aduc aminte, regretatul Mișu Pădurariu, Dumnezeu să-l ierte, a fost director, a fost ultimul moment prin 2002 când fabrica a fost toate instalațiile pornite. Asta un, a fost om, un om de o înaltă clasă profesională. Asta am vrut să vă spun. Dumnezeu să-l ierte încă o dată, s-a pus problema pentru că s-a schimbat factorul politic în acel moment să se schimbe. Știu că s-a adunat lumea în curte și a fost o delegație care a plecat slava să se întâlnească și acolo a fost trădat de cei care erau în acele momente. Eu am fost în acea delegație, dar eram și mai tânăr în 2002 și eu de vreo 3 ori am insistat, domnule, mandatul este acesta, când acolo, de fapt, alții deja susțineau pe alt director. Vreau să vă spun că am asistat la speech-ul pe care l-a avut domnul Pădurariu atunci și a plecat de acolo. De acolo și a ieșit afară și ne-a așteptat afară, iar unii au trădat acolo. De asta vă spun că probabil lucrurile acestea la Viromet nu s-au întâmplat, dar la Făgăraș s-a întâmplat, să știți. Este o istorie, deci, trebuie să ne asumăm. Vina nu aparține dacă numai nu aveam... factorului economic, ci și factorului uman, sigur, de aici din aici, Făgăraș, care aici, practic aici. Și dacă stăm și vă a mai spun, la această situație. Dacă doriți, eu vă mai spun și cred că vă aduceți aminte și dumneavoastră, în anii 2000, dacă stăm și ne vedem, a fost un program SALT 2, care a fost negociat șef
al echipei de negociere pe programul PSAL 2, atunci era președintele României, nu era președinte, atunci era ministru. Și atunci câteva fabrici de interes național au fost introduse în acel program. Ori privatizare, ori lichidare în acel moment, dacă vă aduceți aminte. Atunci, pe fonduri europene, s-a adus o firmă, așa zis americană, Recovery, care a venit pe platformă și au făcut niște studii care au fost înmânate Avasului la acel moment. Și dacă ne aducem aminte, toată lumea i-a tratat așa. E, au venit și ăștia. Li s-au dat un birou în altă parte, nu au prea fost băgați în seamă, dar acele studii, acele programe pe care le-au făcut, și dacă ne aducem aminte, au stat la baza privatizării Intramonii în 2003 și s-a venit cu sume fabuloase investiții în mediu. Erau sume colosale, dacă vă aduceți aminte, în baza acelor programe și s-au ținut și atunci ne-a pus într-o situație ca la prima privatizare, când a venit cineva și cerea sume de sute de euro investiții în mediu, nimeni nu a fugit toată lumea de acest lucru, pentru că nimeni nu venea să-ți bage sute de mii de euro în mediu, în pământ, să nu-ți bage în fabrică, pe lângă datoriile care le avea, lucru care a dus în acel moment la eșuarea privatizării, să vină altul să-l intereseze doar să taie. Și de aceea vă spun că la un moment dat, când acei oameni au venit în fabrică și au zis, au venit și ăștia și au fost marginalizați, n-a colaborat nimeni cu ei, n-au văzut ce au lucrat, aceste lucruri au stat la baza privatizării și atunci era inerent că lucrurile ni se duc într-o anumită direcție și pentru mine mi-a fost clar că în forma aceea Intramonia, dacă nu trece printr-un proces de lichidare în care se șteargă și acel program să nu mai existe, să nu mai vină acele datorii care la un moment dat veneau istorice, să nască altceva, era sortit pierii. Lucru pe care nu vreau să mă aud. Colegii mei de la Tractorul și de la Rulmentul nu l-au înțeles, că dacă vă duceți aminte, în acel moment se punea problema la Tractorul, Rulmentul și Intramonia, într-un fel sau altul, într-un mod mai fericit sau nu. Aici încă totuși mai există o activitate, cele două entități nu mai există. Și de asta vă spun că dacă ne întoarcem în spate, găsim și... Da, eu cred că i-a lipsit în toată această perioadă de 24 de ani, i-a lipsit platformei chimice din Făgăraș și i-a lipsit o mână forte, un om, un manager adevărat, o mână care să țină sub control tot ceea ce s-a întâmplat. Dacă voi pot să dau și un exemplu. Vă puteți duce, uitați, vedeți că la Pitești, la uzinele Dacia, foste Dacia, era un manager Stroie care a dus fabrica din acele momente și a știut să stea în fața tuturor intemperiilor. Sunt ferm convins că presiuni de-a lungul timpului de schimbare au fost și acolo. Până la un punct, dacă doriți, și Roibu de la Olchim, da? Până la un punct și care tot așa a ținut piept tuturor intemperiilor la un moment dat. Și dacă stăm să facem o comparație între Intramonia 90 și Olchim 90... balanța se înclina clar către Intramonia. Ulterior... Deci dacă se lua, haideți să folosim și nume, să fim sinceri acum cu noi înșine. Dacă se aplica o continuitate în platforma chimică, în sensul că domnul director Șuteu să rămână, pentru că era recunoscut ca un om cu mână forte, un om care știa să țină sub control. Probabil că astăzi era în cu totul altă situație. În altă situație. Sigur. Dar vedeți că astea au fost vremurile. Nu pot să ne întoarcem. Deja e o istorie, dar ar trebui să, din greșelile care s-au făcut, să nu le mai repetăm măcar. Chiar dacă cei care lucrează se cunoaște, că mai fac și greșeli, că nu pot să fii perfect. Dar măcar cele pe care le-ai făcut sau s-au făcut în trecut, să nu le mai repeți, pentru că altfel meriți să iei și vreo două peste cap și viața ți le dă, să știți. Așa este. Să aveți dreptate. Acum, în final de emisiune, se uită la noi telespectatori care așteaptă un răspuns de la dumneavoastră. Da, dacă permiteți, situație de la Nicopros. Am avut ieri la ora 8 o discuție cu prefectul județului Brașov, care din nou a luat legătura cu ministrul delegat care a intermediat pentru noi data trecută discuția cu domnul Nicolae. Vreau să vă spun că ni s-a spus că după ce s-a aprobat această ordonanță, că plățile probabil se vor face într-un timp rezonabil. Eu astăzi am avut o discuție cu salariații în fabrică. Dacă timpul cumva nu va fi rezonabil, pot să spun și nu vreau să înțeleagă cineva că este o amenințare, dar probabil că aceste proteste vor reizbucni, pentru că sumele pe care le-au luat colegii mei sunt destul de mici. Și bineînțeles, au acoperit câteva luni, dar vă dați seama, după câteva luni de neplată, au venit niște bani care nu au făcut decât să acopere niște găuri, iar marea majoritate a celor care au fost angajați din luna martie au primit doar 700 de lei, ceea ce este foarte, foarte puțin. De aceea nu vreau să mă gândesc că nu se vor gândi, că nu se vor face aceste plăți. Din ceea ce vă pot spune, noi am avut și un conflict de muncă deschis la ITM, datorită faptului că nu am încheiat contractul colectiv de muncă. Nu am ajuns la niciun punct, nici la un consens. S-a făcut și concilierea făcută de ITM Brașov
pas pe care îl prevedea legislația muncii. Din acest moment, noi legal putem să facem grevă. Este un lucru pe care nu ni-l dorim. Avem o informație că săptămâna aceasta, cea care vine, vine administratorul societății și într-o discuție telefonică cu dânsul mi-a spus că joi când vine rezolvăm problema contractului, sper să rezolvăm și problema banilor, astfel încât să nu fie cazul ca oameni, colegi de noștri să mai recurgă la anumite gesturi. Sper ca până la întâlnirea de joi să avem și banii primiți, astfel încât să joi când vine să avem doar problema contractului colectiv de muncă. Altfel, v-am spus, avem varianta legală cu greva, pașii sunt făcuți, dar și oamenii, v-am spus, mi-au tradus la cunoștință că mișcări spontane vor mai apărea. E un lucru pe care nu mi-l doresc, ceea ce îmi doresc este să intrăm într-o normalitate. V-am spus, ieșind și ordonanța de guvern, sunt premise. Și atunci ar trebui cineva să se întoarcă și către noi, cei care într-adevăr muncim. Așa este, vă doresc să aveți succes, doresc să aveți liniște acolo, iar oamenii să muncească, să-și ia banii și eu vreau să fie liniștit. Și eu vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră că de-a lungul celor câteva zile de conflict și dumneavoastră și televiziunea dumneavoastră au fost alături de noi și vă mulțumim pe această cale. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.